Bun, după ce am pus valul de plasă, că tot v-am zis că o să vă arăt cum funcționează aparatul delegat pe plasă, toată șmecheria se întâmplă în partea asta. Aici e toată șmecheria. Atunci când tragi de funie, cuțitul se saltă peste filetul acela și o ții puțin presat. Rola din dreapta, cea cu găuri, se învârte și începe să bage plasă. După ce a băgat suficientă plasă cât să înceapă să o tragă balotul, îi da drumul la asta. În timp ce ăsta se învârte, cuțitul ăsta cade. De aici. Atunci când ăsta cade, pe dedesubt, arăt imediat. Ce avem de desubt. Atunci când cuțitul ăla cade, cuțitele acestea se înfigă în plasă. Când se înfig cuțitele astea în plasă, plasa e tăiată și rola nu se mai învârte. Și atunci este gata legat balotul. Este un principiu foarte simplu, sincer. Mi-a plăcut principiul ăsta de la Crone. Acum v-am zis, o să văd cât balos fac dintr-un val din ăsta de plasă. Continuați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook, Ferma Enache, pentru că acolo o să mai găsiți filmulețe scurte cu balotiera și cu alte chestii pe care le fac în perioada în care eu nu am GoPro să filmez filmulețe mai lungi. Da, cam atât pentru azi. Sper să vă placă și acest video scurt. Încă o chestie, stați că mi-am adus aminte. Că toți îmi spuneați cum îmi dau seama când balotul este gata de legat. Am niște marcatori aici care se saltă. Asta. Și mai este un marcator în partea cealaltă. Marcatorii ăștia se saltă atunci când balotiera începe să se deschidă. Balotiera începe să se deschidă când balotul este plin și aici avem un arc care ține presiunea de la balot și acesta începe să se deschidă, dar îl ține cât să nu se deschidă balotiera de tot, scadă balotul. Aici avem un cablu care folosește marcatorul acela. Uite, aici trebuia polizat un pic să nu se mai prindă. Și aici, în timp ce se deschide, ăsta se duce în față. Tija asta se duce în față. Și atunci marcatorul ăsta de aici începe să se ridice. Și cam așa funcționează. Este un principiu foarte simplu. De asta îmi plac genul ăsta de balotiere cilindrice pe lanț. Spre deosebire de... Bine, într-adevăr, nici nu am folosit Class sau John Deere. John Deere fiind pe plasă și Classul fiind pe role. Nu le-am folosit să știu cum funcționează. Dar astea pe lanț mi se par cele mai simple, sincer. Mâine am de balotat niște paie iar. Bun, aici închei video. Ne vedem data viitoare. Pa!